Adi, reduceți termenii asemenea. Reduceți. Termenii asemenea. Exercițiul 2, de la pagina 60. Termenii. Asemenea, da. 5xy. 5xy. Plus 6x pătrat y. Da. Minus 4x pătrat y. Minus 6xy, egal cu. Adi? Păi, minus 5xy cu minus 6xy dă minus xy. Da. Minus xy și 6x la a doua y cu minus 4x la a doua, adică plus 2 x la a doua y. Iată ce aștept la voi de acum. Așteptat, da. Facetați și spune minus x, y, că înțeleg. Și plus 2 x, y, pătrat. Da? Rapid. Ca să perdem timp. 7 plus. 7 plus. 2 x pătrat minus 5 plus 8 x pătrat minus 2. Anca? 2. Deci 2. 2? Nu. 5. 5. 7 minus 2. Păi cât vine? 7 minus 5, 2. 2 minus 2, 0. Asta aștept, facem eu puțin. Așa. 2x pătrat și 8x pătrat face? 10x pătrat. 10x pătrat. Hai. Pentru tine, în antrenament. Vă rog, 2xy minus 3x plus 5y minus 2, totul de înmulțit cu, 2, cu minus 2xy plus x minus 3y plus 1. Egal cu Anca vorbește, repede să-l desfacem și pe ăsta. Deci avem de înmulțit cele două paranteze. Da? Și pe urmă duci în termen asemenea. Luăm pe primul și cu tot celălalt, pe al doilea cu tot celălalt și așa mai departe. Te rog. 2xy ori minus 2xy minus 4 minus 4 4 x, 4 x la a doua y la a doua. Deci x la a doua, că x ori x și face x la a doua, y la a doua. 4, x la a doua, y la a doua. Apoi, 2xy ori x. 2x la a doua, y. Deci plus 2, x la a doua, y. Dar se lucrează, lucrează și uite că e celul tău. E caietul de termen sau? Nu contează. Mai, nu ți da afară dacă ai chestiune mai plus acolo scris. Adi, tu lucrezi? Nu lucrezi asta. Nici nu vrei să faci asta. Păi, uite. Hai, Anca. Deci, minus 4x pătrat, y pătrat. Plus 2x la a doua, y. 6x, y la a doua. Plus sau minus? Minus. Deci, minus 6x, y la a doua. Și mai avem 2xy ori 1 plus 2xy. Și am terminat cu 2xy. Și acum urmează minus 3x și rog la margine. Și zicem? 6x la a doua y. 6x la a doua y. Cu 3x la a doua. Minus 3x la a doua, important. Că minus 3x ori x, minus 3x la a doua. Minus cu minus? Plus. 9xy. 9xy, da. Plus? Minus 3x. E minus 3x ori 1. Minus 3x, 3x. Da? Și am terminat cu minus 3x. Urmează cine acum? 5y. Și vine? 10. Minus, semnul mai interesant.
xy la a doua. Minus 10 x y la a doua. Plus 5 xy. Plus 5 xy. Plus 15 y la a doua. Minus. Minus 15 y la a doua. E 5 y și cu minus 3 y cam da. Plus cu minus la mulțire facem, că îți dușmani fac minus totdeauna. Deci minus 5. 15 y. Nu, y la a doua. Plus 5y. Plus 5y. Și acum încep cu minus 2. 4xy. Plus 4xy. Minus 2x. Minus 2x. Minus... Nu. No. Plus... Deci, plus 6y. Minus șman, da? Plus 6y. Minus 2. Minus 2. E calcul. Deci avem minus 4x pătrat, y pătrat. Mai avem undeva 4x pătrat, y pătrat? X pătrat, y pătrat și x-ul la a doua și y la a doua. Nu. Nu. Deci minus 4x pătrat, y pătrat. Apoi, x pătrat, y căutăm. X pătrat, y. Da, 6x pătrat, y. Deci avem... 6x pătrat, y. Deci ăsta și cu ăsta, da. 2 și cu 6, 8. X pătrat y. Atâta, nu? Plus? Da, da, atâta. Plus 8, x pătrat y. 6, x, y pătrat. 10, x, y la a doua. Deci avem 1 aici. Și 1 jos. Și 1 aici. Face cât? 4xy. Nu, că sunt amândoi la fel. Au același semn, să adună-ți de semnul lor comun. Minus 16. X, y la a doua. 9xy. Deci 2 de aici. Și cu 9 de acolo. Deci 2 cu 9, vezi? Și mai este 5. Și mai este și acela de acolo. Și mai este și asta de aici, și mai este și asta de aici. Deci sunt 4. Cât fac? 11. 11xy. 16. 16 și 4. 20xy. Plus 20xy. Apoi. 3x la a doua. X la a doua nu mai avem, da? Deci minus 3x la a doua. Apoi. În x. 3x. Minus 3x și cu minus 2x. Minus 2x. Cât? La fel. Minus 5x. Minus 5x. Minus 5x. Apoi, 5y de aici și cu 6y. Care? 5 și cu 6. Plus... Y plus 11 Y minus 2. Da, ce minus 2. Da. Antrenamentul care fac varianta asta este acela de a și mulți parantezele. Deci de aceea e foarte instructiv. Da? Alt exercițiu. 2, perioadă 3X pătrat. 2, perioadă 3X pătrat. X pătrat. Minus 3, perioadă 2, y pătrat. 3, perioadă 2, y pătrat. Plus 4,1, în perioadă, y pătrat. 1, perioadă, da, y pătrat. Minus 4,5, în perioadă, x pătrat. 4,5, în perioadă, x pătrat. X pătrat. E calcul. 2, 3,
2x pătrat minus 4 plus 5x pătrat. Deci face 2? Virgulă, perioadă 3x pătrat, adică 23 minus 2. Păi transformăm, da? 23 minus 2. Minus 2 pe 9. X pătrat. Corect. Vorbește în minus. Minus 45. Minus 32, mă. Asta n-am scris, mă? Da, dar vreau x la 2, să pun x la 2, x la 2. A, vrei pe ăsta, să-l pui imediat decim, da? Minus 45 minus 4 pe 45 9, minus 4 pe 9, 9 x pătrat. Minus 32 minus 3 pe 9 y pătrat. Plus 49 minus 4 pe 9 y pătrat. Egal cu? Egal cu? 21 x pătrat. 21 x pătrat. Ca aici aș numit-o nouă, vrei să spun, da, nu? 21 x pătrat. Minus 41 x pătrat. 41 x pătrat. Minus 31 y pătrat. Minus 32 minus 3? 29. Da. Nu? Minus 29. Y pătrat, pătrat. Plus, plus 37 Y pătrat, totul supra, supra n-ai. Da, egal minus 20 X pătrat, minus 20 X pătrat. Minus 66 y pătrat. Anca, atenție, să dăm la adunare și unul minus și altul plus. Să scade din cel mai mare pe cel mai mic și dă semnul cel mai mare. Și face? Plus 8 y supra 9, așa? Și cam asta este rezultatul. Adi pentru Adi acum, te rog. Da. 3 radical din 2x pătrat. 3 radical din 2x pătrat. Minus 5 radical din 3x. Da. Plus 2 radical din 6. Minus 2 radical din 2x pătrat. Plus 7 radical din 3x. Minus 7 radical din 3x. Minus 2 radical din 6. Este egal cu? Adi? Hai, Adi. Eu radical din 2x pătrat. Așa, radical din 2x pătrat. 2 x pătrat, da, cu x. 7 și cu minus 5. 7 și cu minus 5, 2 radical din 3x. Plus 2 radical din 3x, ori x. X, 2 radical din 6 cu minus 2 radical din 6 se reduc. Da. Și cam atât. Cam atât. Eventual mai poți merge mai departe, să scoți un x în factori. Da, da, și o să rămână x pe lângă radical din 2. Da. Plus... 2 radical din 2x. Da. Da. Radical din 2x plus radical din 3. 2 radical din 3. Da? Și mai putem scoate în factor ceva? Vreau să mai vedem dacă mai scoate multe ceva în factor. Radical din 2 la 3? Nu. Pe 2-ul ăsta, simplu, zicem că radical din 2 la 2. Deci, x pe lângă radical din 2 ori x plus radical din 2 la a doua ori radical din 3. Și egal mai departe, acum se vede factorul, da, comun? Da, radical din 2. Așa. Și avem așa, radical x din 2. Radical din 2 pe lângă. Pe lângă x plus...
Radical din 2, radical din 3, că unul a fost scos, face radical din 6. Da? Iată, se urmărește tot timpul să fie produs și să scot, să apară un produs de factori, scoțând în factori tot ce se poate. Că în calcule s-ar putea să face simplificări, știu de acolo și am nevoie de chestia asta. Alt exercițiu? Miruna? X pătrat pe lângă. X pătrat pe lângă. 2 radical din 3 plus 5 minus X pe lângă 3 radical din 2 minus 1 plus 5 radical din 2 minus X pătrat pe lângă 2 radical din 3 minus 3 2 radical din 3 minus 3 plus X pe lângă 2 radical din 2 plus 3 2 radical din 2 plus 3 minus 5 radical din 2 egal cu Miruna? În primul rând, plus 5 radical din 2 cu minus 5 radical din 2 simplifică. Deci asta scapie ca să mai pierdem simplu. Da. Și acum o să avem așa. 2 radical din 3 plus 5 cu 2 radical din 3 minus 3 au aceeași putere. 2 radical din 3? Plus 5. Asta de aici, da? Da. Are aceeași putere cu 2 radical din 3 minus 3, e la a doua. Au x la a doua, da? Și vrei să scoți x la a doua în factor? Nu. Dar cum ai de gând să faci? Este plus 5, acolo e minus 3. Ar trebui să scot x. X la a doua în factor. Da. Deci asta înseamnă că reduci termenul asemenea aici. Ar merge varianta să dispulmulțește aici, dar pe timpul. Uh-huh. Deci de ce zici x la a doua pe lângă? Pe lângă. 2 radical din 3. 2 radical din 3 plus 5. Minus x. Minus? L-am dat pe x la a doua. Păi... Nu, la, păi ochiul tău e la x la a doua acum. Și rezolvă treaba cu x la a doua. Plus 2 radical deci, din x la a doua pe lângă 2 radical din 3 plus 5. Minus 2 radical din 3 plus 3. Minus 2 radical din 3 plus 3. Foarte bine, Miruna. Deci ai fost atent la minusul ăsta, schimbă semnul tuturor. Închidem paranteza, da? Mm-hmm. Plus x pe lângă, sau minus x, cum îți convine. Poți să-l duci și plus x și să scrii pe ăsta, minus ăsta. Ia chiar așa, zice, plus x pe lângă. 2 radical din 2 plus 3. 2 radical din 2 plus 3. 2 radical din 2. Ai zis 2 radical din 2 plus 3. Minus 3 radical din 2 plus 1. Minus 3 radical din 2. Minus 3 radical din 2 plus 1. Și egal acum mai departe. Și egal cu x la a doua pe lângă. X la a doua pe lângă 2 radical x la a doua pe lângă 2 radical din 3 cu minus 2 radical din 3. Corect. Pe lângă 8. Deci x la a doua ori 8. Da. Plus x 2 radical din 2 minus 3 radical din 2 e minus radical din 2. Deci pe lângă minus radical din 2. Plus 4. Plus 4. Și egal mai departe. 8x la a doua plus x la egal din 2 plus 4x. 8x la a doua. Deci 8x la a doua plus, cât ai zis? Minus x ori egal din 2. Da? Și plus 4x. Plus, da. Dar am zis că nu e chiar convenabil să faci treaba asta cu mulțirea, că cel mai scoți un x în factor comun, că de aceea ochiul tău s-a format x pe lângă. X pe lângă x ori 8, 8x, corect. Plus minus radical din 2. Minus radical din 2 plus 4. Și mai vreau încă ceva scos în factor. 2. Radical, nu. Așa, radical din 2? Da. Nu se poate scoate 2-ul. De aici apau 8 și 4, vrea chiar 4, dar e radical din 2. Na, asta e. Așadar, cum faceți să fie radical din 2 peste tot? 8 îl scriem ca radical din 64. Și așa? Dar n-ar fi mai bine 4 ori 2 pe 8? Ba da, că iese 2, ăla iese 4 în față. Atenție, 4 ori 2. Iar în loc de 2 zicem radical din 2 la pătrat. Da. Și în loc de aici zicem plus, încă da. O dată aici, 4 e 2 ori 2. 2 ori radical din 2 la pătrat
Și acum se vede că radical din 2 peste tot. Și este egal mai departe cu x radical din 2. X radical din 2 pe lângă 4. 4 radical din 2. 4 radical din 2, că am scos un mai radical din 2. Minus 1. 1 plus 2 radical din 2. 2 radical din 2. Da? Aici e 4 radical din 2 ori x. Să nu uităm. Primul 4 radical din 2 e x. Dar minus. Mai mult l-am completat. Mai mult l-am completat, că am spus așa. Sigur, dar eu fac ideea de a ne antrena. În sensul de a scoate un factor comun atunci când aș, dacă aș fi avut Mirona pe aici un radical din 2 la numitor. Deci dacă aș fi avut un radical din 2, l-aș fi scos și radical din 2 se simplifica cu radical din 2, da? Deci acest lucru l-am făcut din nevoia asta. Mergem mai departe. Sigur, puteam să-l lăsăm unde? După ce am scos aici x pe lângă, 8x minus radical din 2 plus 4, este chiar cel mai indicat mod de a fi oprit de ieșiți. Da? Mai departe. X pe lângă. X pe lângă. Radical din 8 plus radical din 32. Plus radical din 32. Plus x pătrat pe lângă. Radical din 18 minus radical din 50. Da. Minus x pe lângă. Închid paranteza. Da, da, da. Minus x pe lângă. Pe lângă. Radical din 72 plus radical din 2. Minus. Închideți paranteza. Da. Minus x pătrat pe lângă. Radical din 128 minus radical din 98. Din 98. Egal cu, da? Da, da. AD. Dacă fac cu unul de radical din 8. Nu. Pe radical din... Miruna. Pe x. Scoate pe x factor comun. Pe x factor comun. Ca să duci între noi asemenea, da? Uh-huh. Așa ne orientăm. X factor. Nu uităm că avem ca de și... două ori x pe lângă și de două ori de x pătrat pe lângă. Așa, ca să putem organiza să reducem termenul asemenea. Cum e radical din 8? De unde e radical? De zici, de radical din 32. Ia ți-a cu radical din 8 ori 4, 32. Restul este așa. Da. Dar urmărește acum că este... Zicem. X pe lângă. X pe lângă radical din... Nu vreau radical din 8. Dă radical din 2. Da, dă radical. 8 e 4 ori 2, iese 4, 2. Dă radical din 2. Așa vreau să spui. Dă radical din 2 plus... 4 ori radical din 2. Că... cât este acolo? 16 ori 2, nu da. 32. 4 radical din 2, așa. 4 radical din 2 plus, nu închid paranteza, nu. X pe lângă și acum ăsta ești. Uh-huh. Minus. Minus radical din 72. Adică? Radical din 72. E 17 ori. Nu e 17. 8. E 36 ori 2. 6 radical din 2. 6 radical din 2. 6. Da? 6, mm-hmm. Minus 6 radical din 2. Minus radical din 2. Radical din 2. Din paranteza. Plus x pătrat pe lângă. Plus x pătrat pe lângă radical din 18. 6. 3 radical din... Nu. Ba da, 3 radical din 3. 3 radical din 2. Că e 9 ori 2. 18, 9 ori 2 și 9 scapă. Eu vreau 6 ori 3. Păi 6 ori 3 sunt ce faci? Stai să uiți la 6. 6 rămâne acolo. A, da, da. 9 trebuie pătrat perfect. Da. Da, pătrat perfect. 3 astăzi. Radical din 2. 3 radical din 2. Minus? Minus radical din 50. 25. 5 radical din 2. 5 radical din 2. 5 radical din 2. Chidem paranteza. Ba nu, 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 ba nu. Mai avem, mai avem. Uh-huh. Minus? Minus radical din 128. 2 ori 64. 64 e 8. 8 radical din 2. Da. 8 radical din 2. Plus da. Radical din 98, 36. Nu. 2 ori 49. Da. 49, 7 radical din 2. 7 radical din 2. Și la mai departe cu? Da, cu? X pe lângă. X pe lângă 2 radical din 2 cu minus radical din 2, adică... Bă, 2 radical din 2 cu minus 6 radical din 2.
2 cu 4, 6, da, 6 minus 6 se termină și mă rămâne minus 2, minus radical din 2. Adică minus x radical din 2. Minus x, da. Plus x pătrat, x pătrat pe lângă 3 radical din 2, minus 5 radical din 2, minus 2 radical din 2, minus 10 radical din 2, da. Și cu 7, minus 3 radical din 2. Minus 3 radical din 2. Deci mă ții cu minus 3 radical din 2. Și egal mai, de mai departe. Egal cu, păi, avem așa, minus x radical din 2. Minus x radical din 2 se face un factor comun. Chiar merge asta, minus x radical din 2, că găsim și aici, și aici. Și minusul. Atât deci vine minus x radical, minus x radical din 2, pe lângă 1. Pe lângă 1, minus... Nu, că am scos minusul. Nu, plus. 1 plus? 1 plus 3x. 3x. 1 plus 3, 1x. Da, 3x, da. 1 plus 3x. Da? Deci încă o dată ce am făcut? Minusul l-am scos. Da. Am scos un x dintre pătrat și x. Un radical din 2 care e așa și aici. Și a rămas, deci, minus x radical din 2 l-am scos în față și a rămas 1. Plus un x, ori 3. Că minusul l-am scos. Da? Așa. Trebuie să mergem. S-a înțeles, Anca? Miruna, ce-am făcut acolo? Practic am ocupat x pătrat și cu x-ul. Am pus acolo, am fost atent la semne. Ce mai repede. Am descompus pe acolo chestiile celelalte, numerele celelalte. Au apărut un radical din 2 peste tot. Și așa s-a așezat exercițiul. Altfel, dacă desfaceți paranteza, tot ajungeți aici. Ajungeți, dar se muncește mult mai mult și nu e treaba deșteaptă. Mulțești pe ăsta cu x, x pătrat, da, să-ți da, scoate... Așa cauți termeni, poate îl pierzi pe vreo 1. Nu se merită. Mult, greu, foarte greu. Mergem mai departe. Da. Deci discul mare la greșit este acolo. Ori aici, dacă ați înțeles ce-am făcut eu... Așa. Hai să vedem. Minus, radical din 2x, pe lângă 1 plus 3x. X pătrat și Y. X pătrat Y. X pătrat Y. Dar ori, normal, următorul, J. X pătrat Y pe lângă radical din 12 minus radical din 75 plus XY pătrat. Închid paranteza. Da. Plus XY pătrat pe lângă radical din 27 minus radical din 48 minus radical din 48. Minus. X pătrat Y pe lângă radical din 3 minus radical din 108. Minus radical din 108. Închide paranteza. Plus XY pătrat pe lângă radical din 147 minus radical din 192. Hai, Miru, tu. Nu? Miru, Anca, Anca, să vedem. Hai, Anca. X pătrat pe Y? X pătrat Y? Mai am mai X pătrat Y? Da. Așa tot, da? Bun. Hai să deci zicem X pătrat Y, pe lângă. X pătrat Y, radical din... 2 radical din 2. 2 radical din 3. Așa este. De 4 ori 3. 4 ori 3, 4 este distorsionat, 2 radical din 3. Minus? Minus 5? 5. 75 e 3 ori 25. 3 ori 25, 25 scapă. 5 radical din 3. Da? 5 radical din 3. Nu închid paranteza. Radical din 3. Minus radical din 3, minusul ăsta în față. Deci minus radical din 3. Plus... plus... Hey. 108 ăsta. Dacă nu reușești să vezi deodată 108 cât înseamnă, ce o descompune? Deci așa, 108 merge prin 3.
faci, cât faci? 3, 18, 6. Uite, chiar e foarte tare. Deci 3 ori 3 e 6. 3, 6 scapă de radical. Și ajungem la un radical de 3. Deci vine 6 radical de 3. Ce semn pun? Plus. Plus 6 radical din 3 și am încheiat cu x pătrat, x pătrat y. Și avem x, y la a doua. Plus x, y la a doua pe lângă. X, y la a doua pe lângă. De aici ești. 3 radical din 3. 3 radical din 3 minus minus 3 ori 16 parcă ar face. 3 radical din 4. Atenție, 3 ori 16. 4 radical din 3. 4 radical din 3. Minus 4 radical din 3. Nu închide paranteza. XY pătrat aici. 7, da. 2, merge cu 3, mă rog, merge și pe 2. Deci, 12, hai să vedem, 147, da, prin 3, scuze, da? Prin 3 pentru că văd că peste tot 3. Da. 3 în 14. 4 ori. 4 ori 12, 27, 9, de 9 ori, nu? 3 în 27, 9 ori. 49 scapi 7 radical din 3. Deci, plus 7 radical din 3. Minus? Minus tot prin 3 merge. Da. 18, 6 ori 3, 18, 64. 64, 8. 8 radical din 3. 8 radical din 3. Și este egal mai departe, zicem egal cu x la a doua y. X la a doua y. Pe lângă. Minus 3 radical din 3. Deci, eu așa doam pe ce pozitiv. 6 și cu 2, 8. Scăzut 6. 2 radical din 3. Deci ori 2 radical din 3 plus x, y pătrat pe lângă? Pe lângă 10 radical din 3 minus 12 minus 12 minus 4 minus 8 fac minus 12. Nu? Aici 10 ăștia și aduci pe ăștia negativi. 8 cu 4, 12. Și minus 12 plus 10, minus 2. Minus 2 radical din 3. Mulțit cu minus 2 radical din 3. Și egal mai departe cu ce observăm? 2 radical din 3 cu minus. Da, dar să mulțiți cel mult, scoți un factor pe 2 radical din 3. Și încă ceva mai sunt un factor. Și un x, y. Normal. Este x pătrat y, aici este x, y pătrat. Da, da. Da? Este un x, y. Deci 2 radical din 3xy pe lângă, 2 radical din 3xy pe lângă, din primul mi-a rămas x atât, că 2 radical din 3 l-am scos, pe y l-am scos, deci rămâne doar x. Și din al doilea? Atât y la 1, atât cu semnul, din cauza minusului, deci vine minus y. Deci 2 radical din 3 x, y, pentru că x minus y este răspunsul. Și dăm drumul mai departe. Agentul te văd activ. Este un pic mai moale. Pasiv azi. Mai moale. De bagă ministru acum. Da? O zic că este în direct și nu se discută. Așa. Să zicem un altul, scădere sub, acum. Reduceți termenii asemenea și scrieți în ordine descrescătoare a puterii lui x. Așa. Sună interesant. 3,6x. 3,6x. Minus 5,4x pătrat. 5,4x pătrat. Plus 2,8x la a treia. 2,8x la a treia. Minus 1,8x la a treia. 1,8 x la a treia. Plus 2,4 x pătrat.
minus 1,2x. Minus 1,2x. Egal cu. În ordine crescătoare sau descrescătoare? Cum zici? În ordine descrescătoare. Descrescătoare, adică la x mai mare, la x mai mic. De la x la 3. Da, pe să zicem x la 3 pe lângă. X la 3 pe lângă. Și am scos în factor... X la 3 pe lângă ar fi 2,8 minus 1,8. Așa, 2,8 minus 1,8 plus x pătrat pe lângă. 2,4. Așa, 2,4 minus... Minus 5,4. Corect. Plus x pe lângă. Trei virgulă șase. Minus 1,2. X pătrat. Și mai avem termeni liberi? Nu. Nu. Și egal cu x la 3 pe lângă. Adi? Egal cu x la 3 ori... Oricât. Scazi 1,8, scazi? Scazi 1,8? Păi, 10 mare 8 minus 8 face 0, 2, 1 scăzut 1? 1. Păi da, mă ție și cu ochii în soare, se poate mai clasă. Deci la 3 ori 1, da? Plus x pătrat, oricât. Minus 3. Minus 3, deci minus 3x pătrat. Da? Minus 3x pătrat, apoi? Plus 2,4. Plus 2,4x. Asta e tot. Da, atât. Am scris și în ordine de asta, pare cum băcere, vedeți? Așa, am redus termenul în toată povestea. 3,4 perioadă 4x pătrat. 3,4 perioadă x pătrat. Minus 5,6 în perioadă x. Minus 2, perioadă 3x pătrat. 2, perioadă 3x pătrat. Da. Plus 4, perioadă 8x. 4, perioadă 8. 8x. Egal. Am o minună. Egal cu... x pătrat pe lângă 34 minus 3 pe 9. Minus 23 minus 2 supra 9. Da. Plus x pe lângă 48 minus 4 supra 9. Da. Minus 56 minus 5 supra 9. Și egal cu x la 2 pe lângă 34 minus 3 dă 31 pe 9. 34 minus 3 face 31 pe 9. 30, aici sunt mai mult, nu era un pic neatent. Devine x la 2 pe lângă 31 pe 9. Da. Minus 23-21 pe 9, dar n-are rost să mai... Adică deci vine 31 minus 21 pe 9. Da. Plus x pe lângă 44 minus 51 pe 9. 54 ai zis? Minus 51 pe 9. 51 supra 9. Și vine x la a doua ori 10 pe 9. Deci x la a doua ori 10 supra 9. Pe plus x ori 44 minus 51, adică minus 7 pe 9. Minus 7 supra 9, x, da? Da. Și dăm factorul comun pe x ori x pe 9. X pe 9. Așa. X pe 9 pe lângă? Pe lângă x ori 10. 10x. Plus minus 7x. Minus 7. Da. X l-am scos. Da. Minus 7. Este egal cu x pe 9. Atât. A. X pe 9 pentru că 10x minus 7. Da? Deci s-a făcut maxim. Da, trebuia să-l lăsați în ordine... A zis să lăsăm în ordine descrescătoare? Da. Atunci lăsăm aici la etapa asta.
opriți acolo. Da. Ați zis și ordine descrescătoare. Da. X pătrat 10 pe 9 minus 7 pe 9 X. Asta ca să ținem cont de cerință, nu că nu s-ar mai putea lucra. Da. În exercițiu noi mai lucrăm aici. Exact. Dar autorul a spus să lăsăm așa descrescătoare. Da? Da. Bine. 5 pe 3 X pătrat. 5 supra 3 X pătrat. Minus 1 pe 2 X. 1 pe 2 X. Plus 5 pe 3. Minus 7 pe 2 X pătrat. Minus 8 pe 3 plus 5 pe 2x. 5 supra 2 x. X egal cu tot descrescând. Uh-huh. Te rog, Adi. X pătrat pe lângă 5 pe 3 minus 7 pe 2 plus x pe lângă 5 pe 3. 5 pe 3. Dar 5 pe 3 este n-are x. Așa am înțeles eu. Avem 5 pe 3 este x? Nu, nu. Nu. Au... 5 pe 2 are x. 5 pe 2, da. 5 pe 2 5 minus 1 pe... Minus 1 pe 2. Da. Și plus termen liber. Plus 5 pe 3. 3. Și egal cu? Și minus 8 pe 3. Și minus 5 pe 3 și minus 8 pe 3, da? Da. Așa. Deci plus 5 pe 3 și minus 8 pe 3, adică minus 3 pe 3, minus 1 ar de la. Da. Nu mai pierdem timpul, da? Că e bine. Egal cu? Egal cu x pătrat, aduce la același numitor, care e 6, pe prima cu 2, a doua cu 3 și o să avem 10 minus 21, îi minus 11. Minus 11 pe 6. Minus 11 pe 6 plus x... Deci nu e 4 pe 2, adică 1 pe 2. Adică 2. Adică 2. E 4 pe 2. 4 pe 2, 4 pe 2, da, 2. 2. Deci plus 2x. Plus 2x. Minus 1. Minus 1. Și egal mai departe, scrim minus 11 pe 6, îl punem în față. Minus 11 pe 6 x pătrat. Că asta se pune în față, da. Ca și pe plus cel, da? 2x. 2x minus 1. Corect. Și oare. Acum. Radical din 18, x la 4. Are cerință tot așa? Da, tot așa. Radical din 18, x la 4. X la 4. Minus. Radical din 8, x la 2. Minus. Radical din 32, x la 2. Plus. Radical din 50, x la 4. Tu sau Anca? Anca. Anca, da? Egal cu Anca. Radical din 18. X la 4 mai întâi. Că în ordinea X-ilor, da? X la 4 pe lângă. X la 4 pe lângă 18. Radical din 18. Care face cât? 2 radical din... 3 radical, 3 radical din 2. Da? 3 radical din 2. Și la 50? Plus? Plus 5 radical din 2. 5 radical din 2, da. Și acum cu x la a doua. Chiar minus x la a doua, că am 2 au minus, scoate minus un factor. Minus x la a doua pe lângă. Radical din 8. Care face? 2 radical din 2. Da. Și minus, nu, plus... Plus, da, corect. La 32 i-a spus că e 16 ori 2. 16 ori 2. Da, adică 4, 4 radical din 2. 4 radical din 2. Și egal cu? 3 cu 5 face 8. 8 radical din 2. 8 radical. X la 4. Până lăsăm așa 8 radical din 2, ori x la 4. Să punem coeficientul în față, da? Minus. Minus... 6 radical din 2. 6 radical din 2, x la a doua. Și să lăsăm așa, că în ordine descrescând, da, da, da. Îi sau ceva. Și mergem mai departe. Radical din 3, x minus radical din 12, x pătrat plus radical din 27, x la a patra minus radical din 48, x pătrat minus radical din 75, x la a patra. Camera.
M-am uitat, 44. Bine. Ia o copie, bine. Așa. Atât. Hai. Două. Să puțin că am copia bine. Egal cu x. Adică asta este egal din 48 ori x la 2. Radical din 48 ori x la 2, da. Da. X la 4. Nu mai zice ori x la 2, radical din 48 x la 2. Să subînțelege că e înmulțit acolo, da? X la 4 pe lângă. X la 4? 27 în ori 3, adică 3 radical din 3. 3 radical din 3, corect. Minus 75 3 ori 25, așa 25 radical din 3. 5 radical din 3. Da. Și în x la a doua scutăm. Minus x da, minus x la a doua pe lângă radical din 12 pe 4 ori 3, adică 2 radical din 3. Corect. Minus 48 16 ori 3. Da. 4 radical din 3. Deci 4 radical din 3, deci plus 4 radical din 3. Plus 4 radical din 3. Am scos minusul, da? Da. Și mai rămâne unul singur, adică... Plus radical din 3. Plus radical, da. Radical din 3, corect. Radical din 3x. Și va fi egal cu? X, ba nu, minus 2 radical din 3. Da. Să vină încoace. Cosmin, că vină încoace. Hai, de vreme. Da, să vin aici, că e lucruri interesante. Minus 2 radical din 3. Deci x la a patra ori minus 2 radical din 3, minus... Minus 2 radical din 3, x la a patra, minus 6 radical din 3, x la a doua. Minus 6 radical din 3, x la a doua. Și plus radical din 3x. Asta, și cu asta s-a terminat. 4. Bun. Exercițiu 4. Da. Următorul. Radical adânc din 16 spre 9, spre 9 x pătrat. Radical adânc. Și nu face că sunt interpretare. Nu face, știi ce spun. Și nu a calculat algebric cu acest. Nu o bune. Da? Deci radical adânc din 16 supra 9 x pătrat. 16 supra 9 x pătrat. Minus radical adânc din 25 supra 4 x la 4. 25 supra 4 x la 4. Plus radical adânc din 49 supra 4 x la 4. Egal cu, nu? Da, da. Poți să spun eu. Păi lasă-și pe Anca. Anca. Lucrează. Hai încă. Radical dintr-o fracție este din numărător și din numitor. Radical din 16 4 3 supra 3 sau supra 2? Supra 3, da? Deci radical din 4, din 4 pe 3, pur și simplu, dictez așa, 4 pe 3 x la 2. 4 pe 3 x la 2 minus 5 pe 2, 5 pe 2 x la 4 plus 7 pe 2 x la 4 plus 7 pe 2 x la 4 x la 4 egal mai departe cu x la 4 pe lângă 5 pe 7 pe 2 minus 5 pe 2 2 pe 2 adică 1 și minus sau plus, plus 4 pe 3 x la 2. Plus 4 pe 3 x la 2 este rezultatul, da? Altul. Radical adânc din 1 plus 9 supra 16. Radical adânc din 1, 1 plus 9 supra 16. 16. X la 3. X la 3. Minus radical adânc din 1 plus 13 supra 36 x plus radical adânc din x-ul nu e sub radical, nu, nu, nu. Plus? Plus radical adânc din 5 plus 1 supra 16.
1 plus 5 supra 16. 5 plus 1 supra 16. 5 plus 1 supra 16. X la a treia minus radical adânc din 1 plus 7 pe 9. 1 plus 7 pe 9. Supra 9. X. Era Miruna? Eu n-am scris întâi pe 10. Tu ești Adi? Păi pe prima amplificăm cu 16 și să fie 16 și cu 9, 20 și 5. 5. Pe 25 pe 16 face adică 5. 5 pe 4. 5 pe 4. Deci e 5 supra 4. X la 3-a minus cu 3, 6. 3, 6 și cu 13... 49. 49, adică 7 supra 6. 7 plus 7 supra 6 X, X plus cu 16 16 ori 5 56, 30, 70, 81 80, da. 80 cu 1 de aici, 81 81 9 pe, pe 4 9 pe 4, plus 9 supra 4 X la 3 da. Minus cu 9 și cu 7, 16. 6, 16. 16, 4 pe 3. 4 pe 3. Minus 4 pe 3. X. Și egal, egal cu X la 3 pe lângă. 5 supra 4. 5 supra 4. Plus 9 pe 4. Plus 9 pe 4. Plus minus. X. Plus X, minus 1, X. 2. 1 cu plus, da. Să zicem cu plus, mergem, da? Plus X pe lângă. Plus X pe lângă. 7 pe 6. 7 pe 6 minus 4 pe 3. Și egal, egal cu? X, ba nu. 14 pe 4. Adică? Adică 7 pe 2. Așa, 7 pe 2. Deci, egal cu X, 7 pe 2 X la 3. 7 pe 2 X la 3 plus amplificăm cu 2 da. 7 minus 1 pe 6. 6. Minus 1 pe 6. Minus 1 pe 6, 6 X. X. Da, asta este rezultatul corect. Mergem mai departe. Vom observa că este calculat în 9 ore. Da, da, da.